salutare tuturor, bine ați venit la un episod de Panta Motorbike de Motovlog. Sper că mă aud bine, nu știu, e primul tester. Tocmai ce am văzut că mi s-a prins bortul ăsta în bord și nu știu despre ce e vorba. Ce avem noi aici? Exact. Mă pregătesc să merg să mă întâlnesc cu un prieten. Așa. Sper că totul e perfect. Încă nu știu exact sunetul, imaginea. Sunt la stilul de trailer momentan, știi? Hai să vedem. Și mai și sună prietenul meu. Plec de acasă. Unde ne vedem? Păi nu știu, ne auzim pe parcurs. Ajung în Hemel, ne vedem, știi unde ne vedem? Ha? La... cum îi zice mă acolo, la... unde e McDonald's-ul? La mă duci la Mac! Cum vii despre Watford, că altă stradă, nu știu. McDonald's, cum vii despre Watford în Hemel? Da, cum vii de Watford spre Hemel. Ah, jos la... Ne vedem acolo la McDonald's, nu? Da, parcă e benzinărie sau McDonald's, vedem. E singurul lucru, pentru că am observat acum că casca mea e descărcată, Bluetooth. Ce-a mea deci, descărcată? Da, șmecherie. Și de asta, plus mi-a apărut un martor în bord și nu știu despre ce e vorba, știi? Și n-am timp să fac o research. Dar e ok, tot parametrii sunt ok la motor, știi? Dar și mie. Hai. Vedem atunci acolo. Ok. Băi, oglinzele sunt bune, fixate. Tragem oblonul. Ok, atenție maximă. You stupid. Eram sigur. Bă, frânele sunt ok. Frâna pe față la fel, deci nu știu ce ar putea să fie. Iar celălalt de 650 îl am în altă parte. N-am unde să-l țin. Hai băiți. Să nu semnalizez, așa, în cale că nu știe nimeni încotro iei tu. You stupid. Mamă, sper că am microfonul ăsta totuși să nu se audă urât. Sunt foarte îngrijorat, dar o să văd pe filmare dacă pot să reușesc ceva. Trebuie să mă ocup și de canal. Sunt câteva camere pe aici, le știu. N-aș vrea să risc. Mamă, de când nu n-am mai mers cu motorul, doamne, am și uitat. Mi-e dor și de Honda 650. O folosesc pentru deplasări mai lungi. Am un pic ghetele, mă incomodează la schimbat. Trebuie să fac o chestie, să schimb levierul de la schimbător, ca să pot să am grip mai mult. Mă deranjează, e scurt și cu ghetele nu-l prind cum trebuie, știi? Și cum ți-ar zice, nu-mi intră din prima. 22 de mile. Polițistele! De poliție, asta mi-i pot!
Nu știu, trebuie să mai iau un... să am grijă la depășirile astea tâmpite. Am aplicat eu o chestie să nu se mai aburească casca, dar cred că o să încep să investesc într-o cască mai bună. Mult mai bună. Antifog, un alta, dacă aveți ceva recomandări, o să fac și eu research-ul meu. 40 aici. Hai să vedem. Bă, la putere nouă, și-a un pic putere nouă. Se vede bine, nu? Trebuie să am grijă. Mamă, ce frumos a pus. Mamă, erau niște găuri aici. Ce controlul. Am mai ieșit de mult. Șoferii sunt un pic neatenți, cel puțin în Anglia. Râs mijlocul străzii. Și vă spun și de ce. Din cauza mașinilor, mașinile tind să piardă ulei. Și nu cam toate mașinile sunt noi și nu pierd ulei. Și unde? Pe mijloc. Dar acolo e punctul cel mai vulnerabil, unde uleiul ar putea să rămână pe carosabil. Și no, poți aluneci oricând. Oricând. Cauciucurile mele sunt noi, motorul ăsta n-are decât 155.000, adică e aproape nou, țiplă. Orătorile de mânuți le-am pus eu, multe, multe chestii am adăugat, că la fel o să vă fac un review asupra motorului. A, ce frumos e! Aici în stânga e un teren de airsoft pe care îl îndrăgesc, se numește The School. De-abia aștept să intrăm totul normal, să încep și airsoft-ul, mi-e dor. Așa, PC. Arată-mi ce drăgușori ai. Dacă era 650-ul, Honda, ha, 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 ha. Scria pârtie. Bă, lasă să se ducă în 8000, nu. Îmi place să mă dau la ea. Le dau turații. Super fine, super. Da, ok. Acum o să vedem în cât se va duce ușor. Știu care mi-e limitator asta. E logic. Primul service. Oh, tind să facă greșeli. Aici era să o pățesc eu odată, era să mă ia cineva pe sus. Uite, exact intrarea asta. A încălecat banda mea. Foarte mișto chestia asta de la KTM cu display-ul. Și așa s-a. Și de aici cam puțin. Dar asta trebuie să-i dau un pic mai lung, nu știu. Un pic vântuț. Deci, pe mai 72 de mile, 70 de mile, cam asta ar fi viteza. Dar, repet, mamă, ce vânt o pune, a? Era frumos acum, un super sport, a? Așa pe partea uscată. Dar vântul mă afectează, clar. Uhuuu!
Vezi diferența între 125 și 650? E mare!